Tratamentul sau terapia cu aerosol. E bună de ceva, nu e bună de nimic și la ce ajută cântăreții? Oare ar trebui să ai așa ceva în casă? Eu tocmai mi-am cumpărat pentru că m-am super informat despre asta și vreau să spun și ție ce face. Da, știu, sunt foarte mulți cântăreți care folosesc deja aerosolul și nu numai cântăreți, bineînțeles, se folosesc cu succes și la copii pentru a-i ajuta să le treacă mai ușor răceala. Și știm deja că noi, cântăreții, avem nevoie să nu răcim niciodată, practic. Însă cum acest lucru nu este posibil, trebuie să găsim foarte multe soluții pentru a îndepărta cât mai repede problema. Cea mai mare problemă a cântărețului atunci când este răcit și are de cântat, are un spectacol, este faptul că are mucoasele foarte inflamate și foarte îngroșate. Practic, acea inflamare a mucoaselor nu ne ajută deloc să cântăm, se înconjoară așa corzile vocale cu mucoasă groasă și disgrațioasă și ne strică absolut orice dorință de virtuozitate. Scopul nostru devine acum să îndepărtăm aceste mucoase și să scăpăm de inflamație ca să putem să ne facem treaba. Însă, de cele mai multe ori sunt atât de îngroșate și atât de nesuferite încât se simt ca o piatră, o piatră în sinusuri. Se simt în tot ce înseamnă sistemul nostru respirator și nu știm cum să le venim de hac. Acesta este primul lucru pe care îl face sarea atunci când intră în sistemul nostru respirator. Și aici putem să ne gândim la saline. De ce mergeau oamenii la saline din timpuri străvechi? De ce merge lumea la mare pentru a face aerosoli? Pentru că sarea are niște beneficii extraordinare asupra sistemului nostru respirator. Și prima persoană care a menționat despre aceste beneficii este chiar Hipocrate, tatăl medicinei, tatăl medicilor, care a descoperit că oamenii ținuți în mină de sare, dintr-un motiv sau altul au ajuns acolo, de obicei erau prizonieri, au reușit să se vindece de anumite probleme pe care le aveau înainte să intre acolo și a prescris tuturor că pentru sănătatea sistemului respirator să stea în tot felul de grote cu sare. Și dacă nu prea locuiești în apropierea unei saline, pe lângă Turda sau Prahova sau Moldova, salina vine la tine. Așa, micuță, cum se poate? În primul rând, ceea ce vom adăuga aici, unde se vede că este lichid, este soluție salină. Arată cam așa, se găsește la farmacie, la toate farmaciile, și este de 3%. Poate să scrie multe lucruri pe ea, este de fapt serfidiologic. Și acesta este primul lucru pe care îl adăugăm în tratamentul nostru pentru sistemul respirator atunci când nu ne simțim bine. Practic, trebuie mai întâi să curățăm calea pentru ca apoi să introducem medicația de la doctorul oralist, pneumolog, care ne-a recomandat o medicație anume. Eu am aici Prospan, care este extract uscat din frunze de iederă, este expectorant și spasmolitic. Adică, dacă ești înfundat în sinusuri, dacă tușești sec și nu poți să scoți afară acea mucoasă și ai spasme și... Da! Știi cum este, nu? Însă medicii ne atenționează că înainte să începem să administrăm medicamentul în acest nebulizator care produce aerosol, este să facem câteva ture numai cu sare, pentru că sarea dezinflamează și scoate apa din celulele acelea care creează edem, care creează inflamație. Scoțând apa, ele se micșorează și ne ajută să respirăm mai bine. Deci mai întâi începem prin a face aerosol doar cu soluția salină, o zi, nu știu, de două ori pe zi. Trebuie să facem dimineața și seara, până când soluția s-a terminat, se pune un singur din ăsta înăuntru și până când se termină, stăm acolo și respirăm în măscuță. Când ea s-a terminat, am terminat cu ea. Nu respirăm repede, respirăm încet, putem să citim o carte, să privim un serial și așa mai departe. După ce începem să simțim că lucrurile se schimbă, administrăm și medicamentul. Ca și alternativă, homeopată, să zicem așa, sau mai naturală, mai naturistă, deși este totuși extract de frunze de iederă, sau pentru cei care iubesc uleiurile esențiale, se pot adăuga și uleiuri esențiale special pentru sistemul respirator. Eucalipt, lămâie,
și multe altele, fiecare poate să cerceteze și să vadă ceea ce îi iese cel mai bine. Dar adăugăm doar o picătură sau două, nu mai mult, mai ales dacă este vorba despre un ulei esențial terapeutic de puritate 100%. No, bine, hai cu gata cu vorba, hai să vedem cum funcționează. Deci ce am făcut este că am deschis aici, am turnat un și 20 de picături de, deoarece ieri am făcut doar cu asta. Poc. Și am două capete. Acesta este și pentru... Adică e pentru cei mai mari. Dacă asta este poate pentru copii, și așa am înțeles că asta este a copiilor, asta este a adulților, dar poți să stai și tu ca adult în ea. Dacă nu, așa. Însă nu știu de ce, am eu impresia că parcă nu face vidul bine, nu iese pe aici, pe undeva, iese aburul meu. Așadar, l-am pus așa și îl pornesc. Cam strâmbă la dinăuntru, nu contează. Și stau aici frumos cu el și respir. Dacă îl pun pe la mare, se poate sta și cu gura deschisă, pentru că este foarte important să putem să hidratăm și în acest fel. Și atunci, facem așa. Ok, și atunci folosește sau nu folosește acest aparat cântăreților? Da, pentru că noi avem nevoie, 1, să respirăm foarte bine și asta înseamnă că trebuie să scoatem afară toate mucozitățile, toată mucoasa aceea, să o fluidizăm ca să se poată elibera prin suflat de nas, prin tuse expectorantă care scoate afară ce are de scos și așa mai departe. Dar trebuie să le scoatem. Deci primul lucru atunci când răcești, ca și cântăreț, te gândești cum scot afară din mine asta. Asta este un răspuns. Mai sunt și alte răspunsuri. Dar cel mai important lucru este să scapi de aceste mucoase care sunt pline de bacterii și de probabil virus. Deci, da, este de folos. Și doi, este de folos pentru noi, pentru că acea mucoasă, odată ce am conjurat corzile vocale, le îngroașă, le face mai puțin maleabile, nu se pot mișca la fel de bine și vocea nu mai are culoarea ei, nu mai are lumina ei, este întunecoasă, de cele mai multe ori se asociază și cu o laringită, deci ni se umflă și corzile vocale și nu putem să facem nimic. Este important acest aparat ca să respirăm și ca să scăpăm de lucrurile groaznice de pe corzile vocale. Costă mult, da, sunt de acord, e vreo 400 și ceva de lei, dar iată, că avem nevoie de ele, o dată în viață până la urmă, pe aceea astea sunt, nu știu, 2 lei și 25 de lei, nu e foarte mult. O dată îl iei, îl ai, ai grijă de el și pentru cântăreții care sunt și părinți, este extrem de bun și pentru copii, pentru că exact asta trebuie să le facem și copiilor atunci când sunt răciți, să scoatem din ei răul.